adunat aici pentru că nu avem curent. Am tot fost la primărie de nenumărate ori, le-am transmis situația că o să rămânem fără curent. Nu s-a luat nicio, nu mi s-a dat nicio soluție decât că se va rezolva, dar când, nu știm. Am sunat acum la CEZ, doar mâine după ora 8. Din păcate stăm fără curent până mâine după ora 8. Situația de astăzi nu este prezentată. Pentru că nu e nimeni la comercial care să poată lua decizia de rebranșare, probabil. De nu știu, nu mi s-a transmis. Poftim? De ce vi l-au tăiat atunci? Păi era în timpul programului. A fost în timpul programului. Au tăiat la ora 4 ca noi să nu putem face absolut nimic până mâine. Și mâine în ce condiții vă obiectați? Nu știm. Nici noi nu știm, nici ei nu știu. O ne lasă așa. Acolo noi suntem un singur cod de consum și suntem branșate undeva la 200 de case. Până acum nimeni ne-a luat în seamă. Ființă de plată, un Păi noi nu avem, nouă nu are ce să ni se aducă la cunoștință, pentru că niciunul din toți care suntem aici nu avem noi, nu suntem branșați contract cu CEZ. Noi dacă sunăm la CEZ, nu ni se dă nicio informație, pentru că proprietară pe branșamentul acela e Niculescu Ramona, care noi nu o cunoaștem. E groaznic. Gândiți-vă doar la ce înseamnă mâncarea asta, care se strică, nu? Nu mai avem unde o ține la rece. Nu mai avem apă, nu mai avem nimic, efectiv nimic. Trăim în câmp, dar plătim taxe și impozite, repet. Toți suntem plătitori de taxe, de impozite și așa cum am plătit până acum, la ce? Dar văd că nu interesează pe nimeni. Poți încerca să luați legătura cu Da, am încercat să luăm legătura, am venit de nenumărate ori în grup și două, trei persoane ca să nu creăm probleme în primărie. Am fost tratați ca atare. Mai devreme ne-au spus că nu o să ne mai primească. Mă rog, astea sunt organele noastre abilitate care ne oferă servicii, după cum vedeți și dumneavoastră. Ce soluție găsiți noastră? Păi, soluția noastră este să stăm în fața primăriei să ne cerem drepturile, dar după cum vedeți, cred că pe nimeni nu interesează. În cartier întreg am rămas fără curent. Din ce cauză? Și pentru că a fost o situație foarte încurcată legată de partida asta de curent. Dezvoltatorii au, cum să spun, au deschis o partidă în regim de șantier. Și la același abonat la electric are două locuri de consum. Toate plățile noastre s-au dus în altă parte. Pentru că trăim ca nebun mediu și nu avem curent, nu avem utilități, nu avem nimic. Sunt mulți și toate acestea. 70 de case cel puțin, toate cu familii, copii. În casă care nu pot să meargă la școală, de exemplu, mâine nu pot să meargă la școală. Acum în viață de frig în casă. Știau situația noastră, știau de situația noastră că suntem disperați. Efectiv, acum au sarcină, au transmis-o către un gardian public să sune dânsul să rezolve. Primăria Târgu Jiu nu are în momentul de față un birou pentru o situație de urgență. În care eu consider că situația de urgență atât la timp cât avem copii în casă. Ce veți face la noapte? O stăm aici. Ce să facem? Aveți aici, copii, ne, copii mâine la școală. Ne gândim că o să vină cu o soluție până se lasă frigul mai mult. Primar, bravo! Felicitări, domnule primar!